31 și respectiv 53 de ani, specializați deci, în punerea în circulație ilegală a substanțelor narcotice și în special amfetamină. Spre regret, printre acești bănuiți se numără și doi bărbați de profesie medici stomatologi, chiar unul dintre ei deține o clinică stomatologică personal, este proprietarul acelei clinici. Cum am menționat, cu părere de rău, s-au dovedit că consumă substanțe narcotice și chiar distribuie, le vindeau pe teritoriul municipiului.